Salut și bine v-am regăsit la probabil ultimul episod din seria Dacă videoclipul se oprește. Astăzi o să fac ceva ce trebuia să fac de mult. Dacă sunt semnalizat în offside, videoclipul se oprește. Deci nu-mi pasă dacă adversarul va fi semnalizat în offside, Doamne ajută să fie semnalizat în offside. Dar dacă eu voi fi semnalizat în offside, videoclipul se va opri. Am mai făcut cu dacă dau bară și dacă faultez. Vă mulțumesc tuturor pentru toate sugestiile la videoclipurile anterioare. Din păcate, cu acest videoclip se încheie seria, trilogia, să zicem așa, pentru că e destul de greu și nu cred că mai e așa amuzant și interesant acum să se oprească videoclipul. Cred că a trecut trendul, mă rog. Dar vă eram dator cu clipul ăsta, vi l-am și promis de mult că îl fac, în fine. Ce vreau să vă rog, o să încep challenge-uri la draft, cât mai nebune, bănuiesc că știți și voi din alți ani ce înseamnă challenge-uri la draft și aveți destule idei. Scrieți acolo în comentarii ce challenge-uri o să fac și poate chiar o să selectez challenge-ul vostru pentru episodul viitor. Hai să vă văd cât de creativ sunteți. Să-i dăm drumul, intrăm cu coins, pentru că eu nu bag fa points în așa ceva. Și la formații nu e ce trebuie. O să iau 4-3-3 atac. Sper să fac un draft foarte, foarte, foarte bun, cât mai multe iconuri. Și începem cu Cristiano Ronaldo, pentru că Messi are mult mai multe carduri decât Ronaldo. Chiar dacă liga asta nu are foarte mulți jucători, sper să-mi dea icon aici. Am înțeles. O să le iau pe Ninga, chiar dacă nu e român. Deci, început perfect de draft, țineți minte. Cel mai bun draft pe care puteam să-l fac doar eu, bineînțeles. Aici vine Dybala, clar. Hai mă, dați-mi icon, ce faceți? Aia zic. Gerard. Păi nu vine el, Gerard. Și aici, Pogba. N-am cum să nu-l iau. N-am jucat deloc cu eranul ăsta. Hai pe fundaș cu iconurile, dacă nu. Mă, deci ăștia nu vor să fac și eu un draft ca lumea, sincer. Campbell, mă. Am filmat de-a drafturi. Și erau frumoase. Am făcut atâtea drafturi în perioada asta. Robertson. Și chiar erau ok. Dar nu... Nu le-am filmat. Și acum când filmez, draft slab, ce naibă. Alisson are cartoti. O să-l iau pe Chesney. Nu trebuia să mă duc pe portar acum, sincer. Bă, ăștia doi sunt buni, rău. Da, o să merg pe Puyol. Strict pentru că e icon și sper să mai împice iconuri. Și hai să mergem tot cu fundașii. Îl iau pe Semedo aici. Mamă, dă-mi aici un CB bun, te rog. M-a ucis Emerson. Mamă, ce draft, băieți, nu-mi place deloc. Doamne, ce e asta, frate? Îl iau pe Coutinho, da. E așa și așa draftul ăsta. Eu vă zic de acum. Trey Wickford, Rodrigo. Îl iau pe Rodrigo, că are 91, dar... Mamă. Coman sau Neymar? Neymar. De Bruyne sau Vardy? Bă, Vardy e slab. Și De Bruyne are și rating mai mare, chiar dacă nu cred că o să joace. Îl iau pe De Bruyne. Nu mi-a dat și mie CB. Dar mă roagă cu portare, în schimb. Ok, data asta nu-l mai refuz pe Messi. Perfect. Barnes intră perfect. Puteți ziceți voi ce ziceți. Dar Barnes intră perfect. Ok, nu pot să iau managerul, ce am nebunit. Bă, cred că le iau pe Aguero și o să vă explic media de ce.
ca să fac așa. Cred că e mai bine, părerea mea. Cum a voi, nu știu ce o să ziceți. Dar ia uite ce frumos. Toată lumea în 10, nu? Mai puțin De Bruyne, dar nu contează. Cu un manager se rezolvă și la el. Și nu mi-a dat CB. Din păcate. Da, știu ce fac și cu CB-ul, imediat vă arăt. Salah aici. Cred că e mai bun Emerson decât Puyol. Mamă, dăm vă portar, că eu nu joc cu Chesney, bă. Ba da, o să joc cu Chesney. Și mi-a dat și Loris și De Gea, dar nu i-am luat, că am zis că am portar și acum am uitat și n-am portar. Aici cred că Alan e cel mai bun de luat. Dar nu cred că o să-l joc pe Alan, sincer, e ok. Gerard, chiar dacă nu prea are foarte mult defending. Și are 10 km, de ce n-are boost-ul complet la pace, nu mă întrebați. Per total echipa e ok. Nu știu Puyol cât de tot o să mă descurc cu el. Nici portarul nu-mi place. Dar asta este. E un draft foarte șmecher. Hai să vedem dacă îl facem de 191 măcar. Da, 191 draft. Foarte bine, ai cu managerul, mi-ar trebui la De Bruyne. Să-i dea plus 1. Un Guardiola ar intra perfect. Da, e și Javi Garcia ăsta. Foarte bun. 191 rating. E un draft ok. Avem jucători ok. Ce mă încurcă e Puyolul, dar asta e. Și asta n-are chemistry style. Știți că eu nu schimb chemistry style-urile și asta e. Plus 7, deci am plus 1 și la Puyol, e bine. Hai mă, că e ok. O să intre Ronaldo. Și atât momentan. Poate să-l vedem și pe Neymar. De ce nu? Dar în rest nu prea am pe cine să bag. Hai să mergem. O să revin cu primul abonent, pentru că pe PC e o adevărată provocare să nu găsești codați sau hackeri sau ce-or fi ei. Și da, hai să nu fie offside în draftul ăsta. Sper să ajung cât mai departe. Nu am de unde să știu până unde ajung, dar rămâne de văzut. Ok, începem bine, fără codat, dar mamă, ce draft are. 5 iconuri și poate mai are și pe bancă. Ronaldo, Salah de 94, shapeshifter. A, are o petit pe CB, dar nu cred că asta e problema. Sincer, eu jucam cu Zanetti pe CB. Dar poate ales mai bine, joc și în deplasare, sper să nu influențeze foarte mult asta, se miște bine. Ok, se mișcă ok. Hai mă, că pe ăsta-l batem. N-are cum să nu-l bam, trebuie să-l bag pe Ronaldo. Aguero, să te vedem. Riblez. Doamne Aguero, bă, șutează mă, nebunule. Stai ce? Era codat și nu i-am dat gol? Bă, cum? Că avea full chemistry aproape. Nu există așa ceva, mă. Iar au început mă ăștia cu coduri. Cred că nici ăsta nu joacă, deși îi are puș cât de cât strategic să aibă chemistry. Poate a făcut challenge, deși mă îndoiesc. Hai să vedem. Ok, a pus și pauză, bă. Asta cred că face challenge. Îmi pare puțin rău de el, dar asta este, frate. Dacă ești bun, mă bați. Hai să vedem. Că m-am săturat de cât jucătorii care folosesc hack-ul am dat. Chiar sunt curios ce va putea face. Am început bine cu Robertson Totti. Care cred că e cel mai slab Totti, după părerea mea. Acum vreau să văd și părerile voastre. Cine credeți că e cel mai slab din Team of the Year? În joc mă refer, nu în viața reală, să se înțeleagă. Băi, aveți-l că ăsta joacă bine. M-aș face de râs dacă m-ar bate cu chemistry-ul ăla. Oricum, are jucător bun, dar n-are chemistry. Să vedem cât va conta asta. Pogba nu face nimic acolo. Și avea el căl de gol, da. Ok, o să fie un draft greu ăsta, un meci greu. Nu știu dacă merg mai departe în draft.
Dar rămâne de văzut. A intrat și Ronaldo. Hai mă, băiatule. Că văd că vrei să fiu full tryhard mod cu tine. Dar cu pasa aia Barnes nu o prea pot să fiu. Ronaldo nu e offside. Ba, a fost. Nu!